600 de români sunt blocați în aeroportul din Londra din cauza unor drone. 10 curse spre România au fost anulate. Aflăm însă mai multe de la corespondentul Antena Stars, Romeo Manciu. Romeo, bună ziua! Care e situația în momentul de față și ce se întâmplă mai exact? Bună ziua! Începând cu ora 9:30 seara au fost văzute întâi o dronă, apoi două, au ajuns martorii să zică că au fost până la 4 drone deasupra pistei, zborurile au fost oprite, 760 de zboruri în total afectate, aproximativ 110.000 de pasageri afectați. Avioanele care soseau au fost deviate către toate aeroporturile din Londra, inclusiv Heathrow a ajuns la capacitatea maximă, nu mai poate primi niciun avion în plus de la Gatwick. Au ajuns alți pasageri sunt blocați la Paris, la Amsterdam, la Bruxelles. Sunt aproximativ 10-12 zboruri, nu știm, numărul lor crește, care sunt spre România și sunt blocate. Asta înseamnă la o medie de 200 de pasageri pe zbor, aproximativ 2000 de oameni, care vor să vină acasă să-și facă sărbătorile și nu au cum. Problema adică, practic, este de că... zeci de ore, sute, ca să nu ajungem până la 2000, că probabil nu toți stau de zeci de ore, blocați în aeroportul din Londra, da, referindu-mă acum strict la români, bineînțeles. Fix la români. Deci 10 zboruri spre România în momentul de față sunt anulate. Problema este că efectul este de domino. Pentru că cei care au avut bilet aseară la 10 sunt alții față de cei care au bilet în seara aceasta la 10. Deci nici unii, nici alții nu știm cine va zbura. Pentru că nu vor fi locuri. Pentru că aceleași aeronave care făceau cursa ieri trebuiau să se întoarcă să facă și cursa astăzi. Va fi un efect de domino fantastic. Se așteaptă ca aproximativ 200.000-300.000 de pasageri la nivelul aeroportului să fie afectat și întârziați între 3 și 5 zile. Se știe, Romeo, cum s-a ajuns la această situație? Ce căutau acolo acele drone? Și la ora actuală, poliția caută aceste drone, forțele aeriene engleze caută aceste drone, nu le pot doborâ, deoarece riscul este mare pentru populație. Ele acționează în mod continuu. Deocamdată, oficial, se pare că nu este vorba de o acțiune teroristă, dar dronele sunt profesionale, nu sunt un cadou primit de Crăciun. Nu e vorba de o dronă mică de jucărie. Asta mai se întrebă, există anumite suspiciuni? Există ar fi făcut intenționat acest lucru sau vorbim de o eroare umană? Ce se discută acolo? Vorbim de o acțiune intenționată, pentru că dronele se retrag pe rând, li se schimbă bateriile, se întorc. O dronă nu poate zbura mai mult de maxim o oră, iar incidentul durează de la ora 10 noapte, în continuu. Și de ce spuneai că se exclude varianta unei acțiuni teroriste? Deocamdată acest lucru a fost declarat în Parlamentul Britanic până acum, de către ministrul aviației de aici. Ce se întâmplă exact cu românii care sunt blocați acolo? Ce fac ei în momentul de față? Dacă celor care n-au plecat acasă, li s-a dat apă, mâncare? Din punctul de vedere al asistenței aeroportului, s-a făcut tot ceea ce este posibil. Li s-a dat apă, mâncare. Problema este că nu există nici locuri în hoteluri unde a ajuns. Deci cine a fost norocos a prins loc în hotel, cine nu, doarme pe podeaua aeroportului. Deci practic mii de oameni dorm în aeroport. Dorm în aeroport. Nu au avut ce face pentru că hotelul nu există, drumurile automat s-au blocat pentru că pasagerii nu au ieșit, nu au intrat. Este o nebunie întreagă la Gatwick. Se știe când ar putea fi reluată activitatea? Deocamdată următorul termen care este dat pentru reluarea activității, dacă reușesc să oprească dronele, este ora 4, ora Angliei. Dar asta înseamnă că abia la ora 6, ora 7 va zbura primul avion. Tu ai reușit să stai de vorbă cu vreun român? Ce au spus dacă ai reușit? N-am reușit să stau de vorbă cu niciun român. Vă dați seama, toată lumea își caută acum un alt zbor să vină acasă. Toate zborurile sunt supraaglomerate. Nu există un loc liber într-un avion spre România pe următoarele 3-4 zile. Da, mulțumesc tare mult pentru informații, Romeo Manciu, corespondentă Antena Stars la Londra, ne va ține la curent cu absolut tot ce se întâmplă acolo. Reiau informația momentului, dragii mei, aproximativ 2000 de români sunt blocați în aeroportul din Londra din cauza unor drone. Nu se știe când va fi reluat traficul, nu se știe când vor putea veni cei care în momentul de față stau în aeroport, când vor putea veni în România. Situația însă este la fel de dramatică și pentru cei care călătoresc spre alte țări. Practic, traficul pe aeroportul din Londra este paralizat în momentul de față. Vom reveni cu amănunte.